Salutare, prieteni! Iată-ne ajunși la un nou episod din Dăm o Carte. În episodul de astăzi călătorim în ținuturi însorite, într-un loc în care poate ați fost în vacanță sau poate chiar sunteți acum. Eu încă nu am ajuns fizic, dar cine știe, poate în viitorul apropiat. Este vorba despre Elada, Grecia lui Pavlos Matesis, autorul romanului Mama Câinelui, despre care vorbim astăzi. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că e primul autor grec mai aproape de zilele noastre pe care îl citesc. Pavlos Matesis a studiat actoria la Atena și a scris piese de teatru, nuvele și romane. A avut și o bogată experiență în domeniul traducerilor, traducând în greacă numeroase opere ale unor autori celebri, de la cele ale lui Shakespeare, Molière sau Stendhal, la cele ale unor autori precum William Faulkner, Eugen Ionesco, Federico Garcia Lorca sau Tennessee Williams. Nu trebuie trecut cu vederea nici numele traducătorului ediției pe care am lecturat-o, Claudius Firchi Lăudat, care face o traducere de excepție. Nu m-am documentat deloc înainte de a citi acest roman. Știam doar că trebuie să fie o carte foarte bună, doar prin prisma faptului că a fost inclusă în acea listă cu 1001 cărți ale literaturii universale de citit într-o viață. Vă mărturisesc că nu m-a dezamăgit, ci că a fost o lectură unică. Mama Câinelui este o carte pe care cu greu o pot asemăna cu o alta. Este într-adevăr o operă extrem de puternică, așa cum o numește Le Monde. Oricât mi-aș dori să vă povestesc, este un roman de nepovestit. Este un roman pe care trebuie să-l trăiești pagină cu pagină. Un roman care te poartă prin atmosfera unei Grecii ocupate de naziști și fasciști în timpul celui de-al doilea război mondial. Ceea ce e și mai incitant este că totul este văzut prin filtrul unui personaj feminin, Rara-U, care de-a lungul celor aproape 300 de pagini își povestește întreaga viață. De la copilăria și adolescența zbuciumată din timpul războiului, trecând prin perioada eliberării și umilirii publice a mamei sale, plecarea la Atena și construirea carierei de actriță, până în prezentul cărții. Cu foarte scurte întreruperi, întreg romanul este narat de Rara-U, pe numele ei adevărat Rubini Mascari. Îndrăznesc să spun că acest personaj reprezintă, dacă nu unul dintre cele mai puternice personaje feminine din literatura universală, cu siguranță unul dintre cele mai intrigante. Aia? Spun asta pentru că la final afli atât de multe lucruri despre ea, care fie te tulbură, fie îți răsucesc mintea în fel și fel de moduri încât nu știi ce să mai crezi. Vă mărturisesc că am terminat romanul undeva târziu în noapte și am fost atât de surescitat încât mi-a fost foarte greu să adorm. O să rămân misterios până la capăt pentru că e musai să trăiți întreaga experiență. Un alt lucru care face ca acest roman să fie special este narațiunea. Povestea spusă de Rubini este de cele mai multe ori simplistă, uneori frivolă, adesea copilăroasă, dar în orice caz destul de intimă. E ca și cum ai asculta o mătușă mai în vârstă povestindu-și viața. Uneori am simțit chiar că sunt lângă o prietenă mai în vârstă care își povestește viața. Pe alocuri pare că Rara-U se pierde prin amintiri, trecând de la un personaj la altul, legând evenimente care aparent nu au legătură unele cu altele. Sunt numeroase paranteze rotunde, pătrate, acolade, care adesea te duc atât de departe de narațiunea principală încât te bulversează nițel. Ce este și mai interesant este că pe tot parcursul cărții am rămas cu întrebarea: cui povestește Rubini? Să fie oare întreaga narațiune jurnalul sau cartea sa de memorii? Sau există un personaj real, palpabil, căruia îi povestește toate aceste lucruri? Ei bine, toate aceste întrebări m-au chinuit pe întreg parcursul romanului, dar am aflat chiar la final. Ceea ce vă urez și vouă. Este într-adevăr o lectură pe cât de hipnotică, pe atât de plăcută. Povestea unui om în căutarea unei himere care devine până la final reflectarea unei țări care nu este capabilă să-și vindece rănile provocate de al doilea război mondial, rezistența și războiul civil. Există numeroase episoade destul de dure din perioada ocupației în care oamenii nu aveau ce mânca, personaje apropiate lui Rubini care fac parte din rezistență, femei care cară cu ele coșuri pline de grenade în munți pentru a susține mișcarea partizanilor, copii care fură de prin magazii ca să nu moară de foame și așa mai departe. Există și personaje care ajung să facă gesturi extreme, dar nobile.
Este chiar cazul Asiminei, mama lui Rubini, care pentru a-și hrăni copiii, pe Rubini și cei doi frați ai săi, își vinde trupul în schimbul alimentelor. Pentru că despre soțul ei plecat pe front nu se mai știa nimic, iar copiii trebuiau să supraviețuiască, Asimina acceptă să se culce cu Alfio, italianul de la carabinerie, un om care se comportă foarte frumos cu ea și care o aprovizionează cu alimente. Evenimentul acesta nu doar că o transformă într-o curvă, așa cum o vor numi toate femeile cetății, așa cum este numit orașul în care are loc acțiunea, ci și mai rău, într-o trădătoare. Un stigmat care o va urmări toată viața. Impactul acestui eveniment va fi atât de puternic încât va desena traiectoria întregii vieți a lui Rubini. Avem parte și de alte personaje feminine extrem de puternice. Nu cred că voi putea vreodată să o uit pe doamna Canelo, o zdrahoancă de femeie, cea care ascundea și căra grenade și tot felul de arme pentru partizani și care până la bătrânețe a rămas o provincială autentică. Nu pot să uit nici episodul brutal cu soldații nemți care îi zdrobesc mâna micuțului Fanis, fratele cel mai mic al lui Rubini, care îndrăznise să pună mâna pe niște cartofi căzuți. Întipărit în minte va rămâne multă vreme și episodul în care Rubini și mama sa, împreună cu invalidul cu care ajung să locuiască într-o cazemată din Atena, vor forma o trupă de cerșetori de succes. Povestea Afroditei, fata care suferă de ftizie, este de asemenea extrem de emoționantă. Acest personaj a dat una dintre cele mai neobișnuite și pline de substanță definiții ale bolii pe care le-am citit vreodată. E drept că e conceptul de boală explicat lui Fanis, un copil. Boala Fanis e o fetiță orfană și însetată de sânge, care suferă tot timpul de frig și când dă peste vreun om bun la suflet, care doarme fără grijă, îi se cuibărește la piept ca să se încălzească. Suge la sânul lui și nu mai vrea să plece. Ei bine, pentru că vă întrebați probabil de unde vine titlul romanului și ce semnifică și presimțiți deja că nu o să vă spun, o să vă depășesc așteptările și o să vă dau un spoiler. Înainte de toate, țin să vă spun că alegerea titlului cu traducerea Mama Câinelui este o alegere excelentă. Un titlu evident metaforic, dar și plin de mister, care atrage spre deosebire de alegerea din edițiile mai vechi, Fica, care, sincer, nu-mi transmite prea multe. Până să aflu concret de unde vine titlul, am avut o presupunere care s-a dovedit într-un final a fi falsă. Am crezut la un moment dat că metafora din titlu se referă la fratele lui Rubini, Sotiris, care este primul care o numește curvă pe mama sa după evenimentul cu Alfio. Am presupus că voi afla la un moment dat că Sotiris va face ceva rău, astfel încât va fi numit câine, Asimina devenind atunci mama câinelui. Dar n-a fost așa. Titlul se datorează unui alt eveniment mult mai tulburător, imediat după eliberare. Cei care au condus țara în primele zile au hotărât să omelească public toți trădătorii. Printre ei s-a numărat și Asimina, mama lui Rubini, tunsă și urcată într-un camion, aruncându-i se cenușă în cap, spre bucuria și amuzamentul celor de pe stradă care parcă asistau la un spectacol. Rubini se ținea alergând aproape de spatele camionului și i-a dăruit mamei ei o carafă cu apă, din care ea nu a băut, ci doar a folosit-o să-și curețe capul și gâtul de mizerie. Imediat după asta, un bărbat i-a spart un ou clocit în cap. Atunci Rubini a reacționat strigând în gura mare: "Trăiască mama mea, mascarii Asimina!" Acela a fost momentul în care Asimina a clacat, a încercat să vorbească, dar nu a putut să articuleze niciun cuvânt. Tot atunci a reacționat și Rubini, care vrând să vorbească mulțimii, nu a putut decât să latre ca un câine maltratat. În delirul ce a urmat, Asimina nu a putut să strige decât: "Alungați-l, alungați câinele, luați de aici câinele ăsta care mă urmărește, alungați-l, ce caută câinele ăsta, nu sunt mama lui." Pretty mind-blowing, right? Despre italieni și broaște, vaca explodată, găinușa lui Rubini, doliul la greci, carnea mov și gustoasă a papagalului,
muțenia Asiminei, originea poreclei lui Rubini, Rarau, și toate evenimentele bulversante din finalul romanului, n-o să vă mai povestesc pentru că merită să le trăiți și voi pe de-a întregul. În final vă pot spune că Mama Câinelui este un roman care te schimbă după lecturarea căruia vei simți că nu mai ești la fel. The whole world is about to change. E greu de explicat, dar asta am simțit. Citiți-l și vă aștept să-l discutăm în comentarii. Acestea fiind zise, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să-l dați mai departe, să placă și altora. Vă reamintesc că suntem împreună pe drumul spre atingerea a 1000 de abonați, așa că nu mai stați pe gânduri, abonați-vă și loviți clonțopelul ca să nu ratați niciun episod. De asemenea, vă aștept în secțiunea de comentarii unde vă invit să-mi povestiți impresiile voastre despre acest roman și ce alte recomandări mai aveți pentru mine. Promit să interacționez în comentarii, ca de obicei, cu fiecare dintre voi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, până data viitoare, vă doresc multă sănătate și, ca de obicei, vă invit să citiți și să dați mai departe o carte. Pa!